Doamne ajută și bine ați venit la această seară împreună cu Părintele Nicolae Ștaică. Iată că se împlinesc 30 de ani de la trecerea sa la Domnul, în 30 martie 1989 la Mănăstirea Bătia. De fapt, se afla chiar în aeroport la Baia Mare și după aceea a fost la spital. Și s-a stins pe 30 martie. Nu știu dacă n-am făcut o contabilizare a seriilor dedicate de Nicolae Ștaică, dar cred că sunt vreo 5 serii, aceasta ar fi a 6-a, dedicată de Părintele Nicolae Ștaică. Am numit această seară Revelația Fericirii prin Suferință, pentru că Nicolae Ștaică este cel care încurcază această suferință mântuitoare, această transfigurare a suferinței. Și mai ales pentru Nicolae Ștaică vorbim despre o convertire, o convertire care a început încă din copilărie, când auzea clopotele Bisericii Capra. Și apoi această convertire a continuat, pentru că dintre toți cei care făceau religia creștină, ortodoxă, el era singurul de altă profesiune. Și această căutare a lui Dumnezeu a început, după cum mărturisește, în anii tinereții, pentru ca ea să fie încununată de întâlnirea cu Hristos în închisoare. Această întâlnire care a însemnat convertirea sa, a însemnat botezul săvârșit la Jilava, în 15 martie 1960. Un itinerar muncesc care va continua apoi cu taina mirungerii la Sfântul Darvar și apoi încurunată de punderea sa în Matiz, deci punderea sa în Matism în 16 august 1980. Este pentru noi, într-adevăr, o revelație, pentru că ceea ce Părintele Nicolae Ștaică ne învață este tocmai calea duhovnicească, o cale duhovnicească în care nu suntem singuri. Numai așezarea în această cale duhovnicească împreună cu Hristos este cea care face ca suferința să fie umplută de prezența lui Dumnezeu. Avem ceea ce aș vrea să subliniez în această seară este faptul că botezul Nicolae Ștaică coincide pe undeva cu botezul pocăinței. De ce? Pentru că Nicolae Ștaică nu este botezat de către Părintele Mila Dumnezeu, dar el conștientizează această armonizare dintre botezul ca taină de inițiere cu botezul pocăinței. Deci la Nicolae Ștaică vedem că cele două botezuri coincid. De ce? Pentru că vom vedea mărturia sa în clipa botezului. Ce a simțit? Spune așa. Cine a fost creștinat de mic copil, nu are de unde să știe și nu poate lovi ce înseamnă botezul. Asupra mea se doresc, clipă de clipă, tot mai des asalturile fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus și lovesc mai cu poftă, cu precizie. Va să zic că este adevărat. Este adevărat că botezul este o sfântă taină. Că există sfintele taine. Al mintele, fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă piruiește, n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată și de plină. Liniște și o absolută nepăsare față de toate. Și o dulceață în gură, în vine, în mușchi. Totodată o resemnare. Senzația că aș putea face orice. Imbolul de a ierta pe oricine. Un zâmbet îngăduitor care se împrăște pretutinde, nu localizat pe buze.
și o fenestrat de aer blând în jur, o atmosferă asemănătoare cu aceea din unele cărți ale copilăriei, un simțământ de siguranță absolută, o condobire mescalică în toate și o desălușită depărtare în senin, o mână în care mi se întinde și o conivență cu înțelepciuni vicite. Și noutatea. Nou. Sunt un om nou. De unde atâta prospețime și înnoire? Se adeverește Apocalipsa. Iată, noi le fac pe toate. Și de asemenea, Pavel, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi. Noi, dar de negrăit. Cuvinte nu găsesc decât banalele, suflate. Tot acelea pe care le folosesc mereu sunt cuprinse în cercul de credă al cuvintelor știutării și al idealelor scoase din peisajul cotidian. Botezul este o revelație. Botezul este o descoperire. Apoi avem acea minunată vedere a lui Nicolae Steinhardt și anume este vorba despre vederea lumii necreate pe care o vom integra în cursul acestei serii. Este minunată, deci este o confirmare a teologiei vederii lumii necreate a Sfântului Grigorie Palama și toate celelalte momente de bucurie, de entuziasm, entuziasm care vine de la Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, este, când suferința este împreună cu Hristos, atunci avem această revelație a fericirii. Această revelație a clipei, a clipei aceea pe care au trăit-o Sfinții Apostoli, Petru, Iacob și Ioan pe muntele Taborului, Doamne, bine este nou să fim aici. Un itinerar care iată, ne hrănește și astăzi. Și aș vrea să vă mărturisesc un lucru pe care l-am mai spus cu diferite ocazii, pentru că este oarecum proaspăt. Nicolae Steinhardt continuă să lucreze mântuirea altora și după ce a trecut la cele veșnice. Sau mai ales după ce a trecut la cele veșnice, pentru că să ne gândim ce impact a avut jurnalul fericirii. Și le spuneam credincioșilor în biserică și studenților de la Cluj că am o mare bucurie, una dintre fiicele mele duhovnicești căsătorită cu un spaniol, un madrilean, mi-am mărturisit că soțul ei s-a convertit la ortodoxie, s-a botezat creștin ortodox și eu am fericit-o, am zis, înseamnă că ai o putere de convingere extraordinară. Și ea mi-a spus, părinte, nu eu, ci părintele Nicolae Steinhardt prin jurnalul Fericirii, pentru că jurnalul Fericirii este tradus și în limba spaniolă. Și în limba spaniolă este tradus și în franceză, în engleză nu știu, în greacă sigur este, italiană, în portugheză, braziliană, așa, este și în limba maghiară, și în ebraică este. Deci iată că lucrează Duhul prin toate aceste opere pe care părintele Nicolae de la Rufia l-a lăsat. De ce Nicolae Steinhardt la 30 de ani în această facultate de teologie? Avem aici pe părintele Mihai Emilia, colegul meu mai mare de la Seminarul Teologic din Buzău și de la Facultatea de Teologie din București. Vă spun ce vă spuneam și anul trecut, pentru că și anul trecut am făcut o seară cu Nicolae Steinhardt, pe 31 ianuarie 1985, părintele Nicolae Steinhardt a fost prezent în această facultate, cred că sala de festivități era sus, dacă nu știu, acolo unde este biblioteca acum, și ne-a vorbit despre poezia mistică, ne-a vorbit despre poeții, despre scriitorii români din diaspora. Deci, atât că l-am cunoscut pe părintele Nicolae Steinhardt și pentru acest mare dar pe care l-am avut noi ca studenți atunci, îi mulțumim lui Dumnezeu și îi mulțumim și părintele Mihai Țămină, care vă bucur că este prezent împreună cu noi și care ne va povesti despre această întâlnire cu Nicolae Steinhardt. Avem deosebită bucurie să avem invitat în această seară pe doamna Monica Pilar. Se știe că noi, ca părintele Nicolae de la Rochia, a fost arestat în lotul acela, noi ca Pilar, așa cum a fost numit. Și eu m-am bucurat, anul trecut, doamna a fost invitată, dar din motive de sănătate n-am putut să participe. Noi am avut însă, a fost prezentă prin acel interviu cu Răzvan Bucuroiu la TVR. Și am reținut
Acea expresie deosebită că Părintele Nicolae Steinhardt a pus toată cultura la picioarele crucii Mântuitorului Iisus Hristos. De asemenea, avem pe domnul profesor George Ardeleanu, care de fiecare dată a venit la invitația noastră și putem spune că este unul dintre specialiștii în viața și opera Părintelui Nicolae Steinhardt. Pentru început vom da cuvântul doamnei Monica Pilar și după aceea vom alterna cu imagini, avem imagini cu Părintele Nicolae Steinhardt. Deci vom face așa fel încât să fie într-adevăr o seară de privire, cred că avem și vocea Nicolae Steinhardt. Da. Vă mulțumim că ați acceptat și vă rugăm.